Salut, bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să vă arăt cum fac eu mâncarea mea pentru iepuri. Granulele, nu fac granule crinete, trebuie să rup pe tata să se ducă o dată până când le dau un amestec de cereale. Aici am o pungă de floarea soarelui, o pungă de orz, și o pungă de porumb. Așa. Și un vas și să începem. Prima dată punem porumbul. Noi îl punem pe tot. A doua oară punem un pic de orz. Iarăși nu pe tot. Și a treia oară punem floarea soarelui. Și acum punem pe tot. Porumb este mai mult, dar o gaură mai mare. Tot orb. Eu le prima dată când am făcut le dădeam și grâu, dar acum nu le dau grâu pentru că am o epuraică și nu mă tem. Mă tem să nu facă masa asta, cum zic eu, să aibă mult lapte și iepurași și să nu mănânce. Pentru că sunt 5 iepurași. Și iarăși amestecăm. Așa se primește. Stai că iau camera și să vă arăt mai bine aproape. Nu o să vă arăt, nu o să le dau mâncare pentru că le-am dat. Acum dați-vă. Cam atât a fost pe azi. Nu uitați să dați un like, share, să vă abonați, să distribuiți acest video pe toate rețelele de socializare. Și dacă vreți să primiți o notificare atunci când postez un video, când vă abonați, să apăsați de clopoțel, pentru că YouTube-ul o să vă trimită o notificare atunci când postez un video. Pa, pa!